dacă tot am povestit despre această întâmplare de viață. Vă văd așa șocați. Nu, adevărul e că ceea ce a spus Ana, nu știu dacă ai fost atentă. Da, nu știu dacă ați, ce am auzit eu acum de la Ana, pe mine m-a lăsat mut și nu-mi vine să cred, adică povestea este că crezi că poate să existe o amantă pe statul de plată al soției? Pe firma soției? Wow, deci asta e maxim. Deci, ca să închei mizeria asta. Stați puțin. Oana, îți povestesc în privat, deci sunt atâtea mizerii pe care noi le-am trăit și când văd toată lumea, vai, dar săracul de el, dar, nu săracul, omul a știut exact, omul a plănuit de ani de zile absolut tot, omul a știut cum să ia absolut tot, fără ca eu să văd, pentru că îl iubeam foarte tare și pentru că aveam încredere maximă și oarbă în el și pentru că în 16 ani nu l-am verificat o singură dată, nu i-am luat telefonul la control, nu l-am întrebat unde vine, unde pleacă, n-am verificat odată banii din cont. Și atunci, cunoscând și știind că nu sunt genul care să facă așa ceva, încet, încet, de ani și ani și ani de zile, omul a cărat tot și am ajuns... Știi ce eram curioasă așa? Eu acum sunt femeia care pune, își pune probleme. Ce concluzie tragi tu, Ana? Oare e bine să-l cauți în telefon, să-i cauți conturile? No. Dacă ar fi să o iei de la capăt... Aș face la fel. Dacă ar fi să o iau de la capăt, tot cu Laurențiu m-aș căsători, pentru că aș trăi la fel, fără niciun regret. Și pentru că nu am regrete, unul mic, că poate n-am pus punct când ar fi trebuit, când am știut cumva în sufletul meu că nu are puterea să stea drept lângă noi. Cam când a fost asta? Noi, oamenii lideri, vedem de la început care este lider, care este follower. Dar am considerat că la ce potențial are, va putea să fie mândru, să moară mândru. Și te întreb, din ce fotografii vedeți aici, din ce zâmbete frumoase, dacă vă uitați la nunta noastră de anul trecut, o să înțelegeți cum un om se poate preface nor ani doar pentru a își satisface nevoile bănești, doar pentru a crește, doar pentru a lua contact cu lumea soției și toate lucrurile astea care normal că ne dor și pe mine și pe copii. Da, am și eu o întrebare. Da, e foarte sinceră și eu știu și răspunsul. Tu crezi că atunci a fost fals sau acum? Nu, eu încă nu sunt sigură. Păi tu ai putut să te uiți în ochii lui la Crăciun acum 2 ani, se uita în ochii tăi când vorbea cu tine? Sincer? Da. Nu. Ai văzut? Nu s-a uitat în ochii nimănui pentru că știa. Foarte interesant. Ați vorbit chestia asta? Nu. Nu. De unde? Cum de ți-a... Pentru cum că de Crăciun, acum, aproape, acum 2 ani... Deci vrei să spun ceva exact același lucru. I-am spus lui Cristi atunci și după. Sigur n-ați vorbit? I-am spus așa, ceva nu e în regulă, pentru că nu se uita o secundă în ochii mei. Ai mei, nu știu în ochii altora. În ochii nimănui, în ochii lui Botezatu. Și n-am înțeles de ce. Pentru că știa ce face. Și pentru că noi eram o familie fericită și petreceam Crăciunul și noi ne puneam dorințe și spuneam, tati, o să fim așa, o să facem așa. Iar el știa ce face pe partea cealaltă. Mie, copiilor. Și atunci, pentru asta capul era întotdeauna în jos. Pentru asta a început să rănăscocirile, accidente, probleme, dat afară de la toate echipele, vorbit în Emirate și peste tot de absolut toată lumea, plecat cu coada între picioare din Arabia Saudită, unde noi stăteam împreună și am petrecut Paștele împreună, de Paște, unde ne țineam brațe pe toți și ne spunea, tati, plângând, tati, nu va mai avea legătură cu genul ăsta de femei niciodată. Și noi îl credeam și noi spuneam, Doamne, îți mulțumim că de Paște ne-ai făcut cadoul ăsta, da? Îți mulțumim, Doamne, în biserică, toți, de mână, îți mulțumim că ai adus ziua asta în viața noastră să uităm de toate aceste nenorociri și să mergem mai departe. Și atunci, oare eu, care am ascuns 16 ani tot să lupt pentru familia mea, crezând în familie și în momentul ăsta când mă întrebați, miliard la sută. Și atunci eu te întreb. Astăzi, eu ce ar trebui să fac? Să las pe Laurențiu Reghe Camp
care a golit toate conturile și am toate transferurile direct către amantă, din contul ăsta, direct în contul amantei, fără pic de jenă, cu mesaje între cei doi umilitoare pentru el ca bărbat, soțul meu, tatăl copiilor mei, nu? Ca să ajungi tu, Laurențiu Reghecamp, pentru care noi, familia ta, am stat trup și suflet și am muncit o viață, să-ți spună o astfel de femeie, nu te mai sug, scuzați-mi, limbajul la ora asta. Bănuiesc că era o acadea. Da, normal, o acadea. Nu, acadea. Da? Dacă nu faci aia și aia, înseamnă că tu nu ai coloană vertebrală sau ai ruptă la fiecare vertebră. N-ai cum. Pentru că noi nu avem nevoie în viața noastră de așa ceva și n-am avut nevoie de genul ăsta de bărbat și de tată. Și atunci tu ce să-l înveți pe băiatul meu? Ce să învețe fetele mele pe care după 16 ani tu spui că nu sunt ale tale, se ducă la tasul, că nu sunt ale tale, n-ai niciun fel de problemă cu ele, în fața judecătorului? Meriți respect? Meriți respectul cuiva din țara asta, din oamenii ăștia de pe pământ? Nu, un bărbat adevărat își lasă familia în siguranță, copiii în siguranță, da? Dacă poate, are grijă în continuare de ei și pleacă unde vrea el, pentru că probabil nimic nu este forever pe pământul ăsta. Și pleacă demn. Pleacă demn. Până aici a fost superb, de aici nu mai este. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Rămânem cei mai buni prieteni. Cum am rămas eu cu fostul meu soț și cu toată lumea pe pământul ăsta? Și atunci intervin frustrările, atunci te uiți ce fac, am 3 copii, cu Luca 4, care n-ai vrut să-l vezi niciodată pe Luca, nu te interesa niciodată. Iar eu, în mintea mea de femeie îndrăgostită, nu realizam ce se întâmplă. Îl folosești acum. Da, okay, e bravo. Ceva ce îți reproșezi? Da. Aș fi făcut ceva și n-am făcut? Dacă trebuia să pun punct, când am simțit că nu se mai poate face nimic, și niciodată nu trebuia să îmi fie milă de lacrimi. Că vorba aia românească, de ce ți-e frică nu scapi sau ți-a fost milă de dracu, nu? Pe cine nu lasă moară, nu te lasă să treci. Cam despre asta este vorba. Știi ce curiozitate am? Pentru că mama, doamna Ionela Prodan, pe care, Dumnezeule, am iubit-o și o iubesc în continuare, Dumnezeu să o ierte, aparent era fascinată de Laur. Da. Dar eu sunt curioasă, în discuțiile voastre private, nu-i spunea, nu ți-a mama... spus niciodată, mă, eu parcă nu, că știi că mamele mai simt. Nu i-am așa, permis. Mamele. N-am permis. Voi știți cum sunt tu eu. Tu nu ai permis. Nu, nu. Nu, a încercat. Dar n-ai simțit-o odată, niciodată? Nu, a încercat atunci la început să-mi spună, mamă, oamenii care nu vin din aceeași lume sunt ca apa și uleiul. Când îi agiți, se combină, când s-au oprit, când nu mai agiți, se ridică unul acolo, unul acolo. Și eu am spus, da, este prima și ultima discuție, el va fi soțul meu și toată lumea va trebui să-l respecte, pentru că dacă nu aveți toți de-a face cu mine, nu contează mamă, tată, soră. Asta a fost, din momentul ăla niciodată n-am mai scos un cuvânt, l-a iubit cu toată patima, niciodată nu i-am spus prin ceea ce trecem, ea știind întotdeauna. A văzut sau auzea, a simțit? Auzea și ea în oraș, știa. Dar eu eram stânca care întotdeauna a rezolvat tot. De asta nimeni pe pământul ăsta, nici Gigi Becali. Păi Gigi Becali a vorbit acum un an jumate. Nu? Până atunci ați auzit pe cineva să aibă curajul? A avut Cornel Dinu curaj. Și a zis că era băgat în portbagajul unei mașini pentru pariuri și el l-a scos. Ce s-a întâmplat cu Cornel Dinu? L-am distrus. Ai făcut praf. Praf. Ferească Dumnezeu dacă puneam în apel. Da? De atunci toată lumea s-a retras nimic. A venit Victor Pițurcă. Și a zis, omul bea 2 sticle de vodcă, da, nu ajunge la meciuri. Ce s-a întâmplat cu Pițurcă? Te-ai certat și cu Pițurcă. Praf. Nenorociri. A apărut la un moment dat Porumboiu și a zis, domnule, omul e prost, nu știe nimic, îi face nevastă să a discursurile. Ce s-a întâmplat cu Porumboiu? Te înjura și cu Porumboiu. Praf. Dar știi ce sunt curioasă? Asta aparent, în fața oamenilor, dar tu în privat aveai discuții cu el? Adică îl iertai chiar așa, omul greșea sau nu greșea și tu ziceai, lasă-mă. Eu am un alt fel. Eu dacă cum, mă uit la cineva... Cum ești tu? Adică eu iei întreb... farfuria și o trântești în cap, nu. Sau zici, lasă eu că... întreb atât. S-a întâmplat chestia asta pentru că eu am încredere în tine, tu fiind tatăl copiilor mei și soțul meu și stâlpul familiei în fața tuturor. Nu, 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 lumea e reală, lumea vrea să-mi facă rău, nu, nu, nu.
Ok, eu pe tine te cred. Tu îți dai seama că... Întotdeauna ai făcut așa? Întotdeauna? Da. Wow. Dar, pentru că o femeie care vrea să-și țină căsnicia, în secolul ăsta nenorocit în care trăim, și vedeți ce se întâmplă peste tot, eu am avut puterea să zâmbesc, să strâng din dinți și să merg mai departe. Dar, repet, întotdeauna mi-am dorit și m-am rugat la Dumnezeu să aibă puțină putere și demnitate să nu decadă. Dar se pare că mama a avut dreptate și uleiul nu se amestecă cu apa niciodată. Și oamenii se simt, de fapt, bine în mediul lor. Laurențiu se simte bărbat, probabil, și foarte șmecher, așa, în astfel de medii. Mici, cu oameni care nu au de niciunele, oameni care... Și genul ăsta de fete, vezi, care se uită, vezi, Doamne, wow, ca la Dumnezeu, că primesc câte ceva. O gentuță, ceva, poate ar trebui, să învățăm ceva, să încercăm pe parteneri, să-i tratăm așa, știi, adică uite, de exemplu, eu lui Cristi să spui, vai ce minunat ești, vai ești grozav, cred că e asta vor, de fapt. Nu, oamenii, bărbații adevărați și bărbații care au coloană vertebrală, se înțeleg probabil cu sufletul lor pereche din priviri, discută despre absolut orice, cum eu discutam despre absolut orice, și când greșea în fotbal, și când vorbea prostii, și când făcea numai genul ăsta de prostii urâțele, și spuneam, uite, faptul că Pițurcă vine și spune în fața națiunii că ești bețiv, poate datorită mie, sau, nu știu, poate e... Nimeni nu vrea să intre în gura unei femei. Da. Mai ales una așa ca mine, care, pe care nimeni nu o poate lua de nicăieri. Da? Cum să spun? Adică, fii atent, ca să apară poze cu Ana Maria Prodan, ca cele care au apărut. În 50 de ani n-a apărut niciodată o singură fotografie și n-am trimis niciodată o fotografie cuiva. Decât soțului meu, două de la sală, în momentul în care noi ne-am împăcat și l-am iertat și i-am spus că este ultima oară. Este ultima oară, enough is enough. Și am trimis acele fotografii pentru că venisem de la sală. În care ea era în costumul Evei, ca să zic așa, și foarte fit. Da, fit. Eram o femeie care mergea fiecare zi la sală. Și atunci eu întreb, dacă aceste fotografii apar în presă, în condițiile în care ți-e frică de mine și ai vrea cumva să mă vezi la pușcărie sau pe undeva... Ei, de ce se vrea la pușcărie? Ei, asta vorbește tot orașul, că îmi face plângeri peste tot și mă amenință că acolo o să mă ducă. Dar, pentru ce? N-am făcut în viața mea ceva ilegal și nici nu voi face. Pentru că așa am crescut. Și pentru că, probabil, dintre toți managerii, puțini au rămas pe afară și nu s-au dus pe la pușcărie. Nu? Am avut control la NAV de fiecare dată, am și acum. Perfect. N-am niciun fel de problemă. Îmi întreb contabila, auzi, am încasat banii și vreau să plătesc acum. Doamna Prodan, se plătesc la anul taxele pentru ce... Nu, acum, găsește ceva să mi le plătesc acum. Așa sunt eu. Cu șeicii aceia din Dubai, spune, am văzut niște poze, da, cu niște șeici, super. Zic, stai eu ca sunt Ana. Eu sunt advisor pentru familia regală pe diferite probleme de business și pe România. Și eu care mă gândeam că... ID-ul meu este făcut de Casa Regală, șederea mea acolo este cu Casa Regală și prin Casa Regală. Deci, repet, eu cred că prima dată ca eu să pot să mă afișez cu cineva, trebuie să fiu divorțată. Așa face un om normal și o femeie care corect. Se respectă în primul rând pe ea. Aici, corect. Uite, da. Mai avem două minute până atunci, însă aș vrea să știți de ce Oana, rubrica ei, astăzi a fost împreună cu... Contopită. Așa, în acest interviu. Și aș vrea, vreme de două minute, să înțelegem, pentru că aici e Ana. Deci se întâmplă așa, mă sună Ana, ianuarie 2008 și zice, băi, fii atent. Este o tipă pe care trebuie să o chem la emisiune. O cheamă Oana Turcu. Are un business al ei pe picioarele ei foarte tare. E o tipă mișto. Frumoasă, bă, te rog eu frumos, cheamă. Da.
Și mi-ai zis că nu ai, nu știu când, pentru că, nu știu, sunt foarte ocupat, el fiind mare vedetă. Și a zis, da, așa, așa. Și am spus, da, ții minte că am vorbit cu tine și am stai, Oana, să da, văd. Eu am rugat-o, evident. Da, și stai să vedem cum să ajungem la Brancu, știi? Exact. Bun, și după aceea... Mi-a răspuns că e foarte complicat, mă, deci ăsta e, zic, ai, mă, chiar așa nu reușește. Are atâta, atâtea vedete greu, care așteaptă să da. Vină. Exact. Bun, după care mi-a dat telefonul, noi am vorbit într-un weekend, am tot schimbat, cum vorbim, ce facem la emisiune. Am tot schimbat, adică m-am lăudat, am o întrebare. I-am spus câte premii am, ce am obținut, ce am studiat. Da, ca dovadă, că am luat mare, acum. Știi? Auzi, da, vreau să te întreb ceva. Tu când ai vorbit cu Ana, era numai de emisiune, tu mă vedeai pe mine, dar eu eram doar o emisiune pe care... E, bravo, și acum ai vrea să spună că de fapt îți dădea o con. Nu, mă, în sensul în care tu i-ai spus atunci Anei, bă... Asta e un tip mișto, vreau și eu să-l cunosc. Nu i-am spus, dar n-a înțeles. Dar eu ți-am zis, mi se pare că el este ieșit dintr-o relație, nu ți-am da, zis? Da, nu înțelegeam de ce, că, îmi povestea deci, Ana. Dar da, lumea nu știe, și că eu cu Cristi noi ne știm de când eram la VIP. Deci, Doamne, n-are rost să spunem, Doamne, Manu. Câți ani. Și da. Eu i-am spus atunci, știi? Da. Nu știu dacă ți-am zis vreodată. Nu, n-am el a avut o relație lungă cu cine și i-am spus, știi că el tocmai ce a ieșit dintr-o relație lungă și el e un tip foarte serios. Serios, și, da, cu minte, serios. Cu minte. A făcut un PR, dar nu înțelegeam. Asta Ana, de... că păi voiam să ne însori. A mirosit la ceva. Că bă, e loc aici, de o treabă frumos. Cu mare ea mirosul fin, așa, știi, și simte lucrurile. Vezi, eu ți-am spus, eu întotdeauna simt potențialul. Asta da. Ai simțit. Da. Eu îți mulțumesc din suflet. Și eu mă bucur așa de tare pentru voi, că sunteți așa de fericiți și vă și creșteți copilul frumos. Noi te-am numit Nașa și asta așa este. Deci dacă așa nu erai tu, noi nu eram împreună și nici Tudor nu era și nu făcea mâine poi mine 11 ani. Să vă dea Dumnezeu mulți. Mulțumim. Și să vă iubiți și să vă respectați. Că despre asta este vorba, despre respect. Că poate de multe ori zici că, domne, nu mai e pasiunea. Cu toate că oamenii își pot construi pasiunea la lung. Eu pentru Reggae Camp am construit în fiecare zi și ne iubim. Așa credeam, că ne iubim din ce în ce mai tare. Și tot ceea ce ați văzut în reality show nu era nimic fake, din punctul meu de vedere. Se vede. Adică noi îl iubeam și îl numeam soarele nostru pentru că el așa era pentru noi. Noi așa îl percepeam, înțelegi? Și cu toate nebuniile astea și escapadele și greșelile, le puneam pe seama faptului că... Așa a văzut, a avut lumea asta urâtă, știi? N-aș știu ce înseamnă o dragoste fabuloasă, n-aș știu ce înseamnă să ai tot ce-ți dorești, știi? Să vii și părinții să te ia și să te ridice și să-ți spună cât de bun ești. Aia am făcut eu, el a trăit lângă mine, practic, viața de la zero. Eu i-am spus că el e cel mai bun, i-am spus tu ești numărul unu, nu există ca tine, tu ești cel mai mare, tu vei fi, tu vei face, tu vei drege. Non-stop, asta e, în fiecare zi, secundă de secundă, cum fac și cu copiii mei, îi inoculam. Și mi-am dorit tare mult să meargă la un psiholog și să-și rezolve problemele astea pe care le are. Pentru că cineva care urcă, n-are voie să se uite niciodată înapoi de unde a plecat, pentru că îl ia amețeala. Pentru că urcușul ăsta, cumva, nu știu, sintetic, așa, a făcut, pentru că eu îl căram după mine, cât de greu era, nu conta. În genunchi, dacă mergeam, sau pe burtă, îl căram după mine. Mă târam și luam după mine. El n-avea voie niciodată să coboare ochii la așa ceva, pentru că el de acolo plecase. Și dacă tu te duci dintr-o dată rachetă și odată te uiți înapoi că drumul e abrupt către infinit, nu? Tu dacă te uiți, tu te dezechilibrezi, pentru că nu ai... ceva foarte puternic, nu vii cu ceva foarte puternic în spate, nu? El asta a făcut, el întotdeauna se uita să vadă și iară cădea două, trei trepte, iară mă întorceam, iară, hai, știi? Și atunci, vezi, el a terminat în genunchi. Da, un lucru foarte frumos are un copil, să-i trăiască. Să dea Dumnezeu măcar la vârsta asta să înțeleagă ce înseamnă să fii tată, părinte și să poți să-ți crești un copil până îl vezi pe picioarele lui. Pentru că el pe-a lui toți și a lăsat de izbeliște. Despre asta e vorba. Mulțumim foarte mult, Ana. Uite aici, mă rog, toate lucrurile se închid cumva. Da. Mie îmi plac cadourile Oanei. Da. Gând pentru tine, ardes.ro, cu drag, Ana. Mi-ai dat crema de masaj?
Da. Asta da. Este. Da, mulțumim foarte mult, Ana. Sper că într-o bună zi, adică sunt convins că de acum o să îți dorești și tu să închizi această poveste, pentru că... Asta vreau. Deci de azi înainte, oricine mă mai întreabă, și uite-te aici, nu mă va interesa nici măcar să-i mai pronunț numele, pentru că atâta durere și răutate și ură a lăsat în urma lui, înțelegi? Încât noi vrem să scăpăm și de durere, și de amintiri, și de ură, păstrăm doar ce a fost frumos cu Laurențiu Reghe, cam soarele familiei noastre, și atât. Iar când membrii familiei mele și copiii mei au spus, pentru noi tata a murit, pentru mine în momentul ăla s-a rupt tot. Pentru că am realizat că, de fapt, asta a lăsat el în urma lui. Nu numai copilului ăsta, tuturor. Și atunci, de asta cred că cu toate astea care s-au spus aici și cu multe care ar putea fi spuse în sute de emisiuni, pentru că în ultimii 4-5 ani nenorocirile au fost lanț, da? Ar însemna că, exact cum am spus eu, îl pulverizăm. Ori noi nu ne dorim așa ceva. Mi-aș dori să se ridice și de acum încolo să meargă și să țină tot și să folosească tot ceea ce a învățat de la mine. Mulțumesc foarte mult, Ana. O pupăm pe Ana. Mulțumim pupăm mult. Pupăm Ana. Mulțumim. Ne întoarcem după o scurtă pauză.